A treia etapă a concursului național, Icoana Ortodoxă, Lumina Credinței, ediția a noua, a avut loc astăzi și a constat în evaluarea lucrărilor înscrise în concurs. Jurizarea s-a desfășurat la Centrul pentru Patrimoniu Cultural Sfântul Constantin Brâncoveanu, iar comisia a fost formată din 5 specialiști în domeniul picturii bisericești. 60 de pictori bisericești s-au înscris la cea de-a noua ediție a concursului național Icoana Ortodoxă, Lumina Credinței. Au fost înregistrate 37 de icoane pe lemn, 7 icoane lucrate în tehnica frescă și 16 miniaturi. Concurenții au reprezentat familii de sfinți sau chipuri ale sfinților care s-au remarcat prin acțiuni filantropice în concordanță cu temele anului omagial și comemorativ 2020. Prin tematica sa, concursul național Icoana Ortodoxă Lumina Credinței se încadrează între manifestările dedicate a anului 2020, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, an omagial al pastorației părinților și copiilor și an comemorativ al filantropilor ortodoxi români. Obiectivul concursului îl reprezintă promovarea artei bisericești autentice de tradiție bizantină și a picturilor iconari care reușesc să evidențieze rolul artei bisericești în pastorația părinților și a copiilor. În ceea ce privește valoarea artistică și tehnică a lucrărilor, față de edițiile anterioare, anul acesta se remarcă o creștere semnificativă a calității lucrărilor, atât din punct de vedere artistic, cât și din punct de vedere tehnic. Evaluând dimensiunea artistică a icoanelor, observăm în multe cazuri că, deși concurenții urmăresc cu fidelitate elementele stilistice întâlnite în arta bisericească cuprinsă între secolele 5 și 18, este vizibilă influența accentuată a artei contemporane bisericești din țara noastră, influență manifestată prin maniera în care sunt folosite unele formule compoziționale, prin modul în care sunt realizate modeleurile și transparențele și prin virtuozitatea cu care sunt aplicate blicurile, ceea ce scoate în evidență caracterul viu și dinamic al artei bisericești. Din punct de vedere tehnic, remarcăm cu bucurie folosirea frecventă a tehnicilor tradiționale. Aici ne referim la tehnica de aurire cu bolus, la folosirea emulsiei de ouă aliant pentru aplicarea pigmenților la icoane, folosirea pergamentului și a hârtiei manuale ca suport pentru realizarea miniaturilor. În cazul freșcelor, pe lângă maestria cu care sunt realizate reprezentările iconografice, observăm carbonatarea uniformă și corectă a suprafețelor picturale, lucru care ne indică experiența îndelungată a concurenților în zugrăvirea chipurilor de sfinți, dar și a faptului că au respectat cu temeinicie timpii de execuție. Lucrările au fost evaluate de o comisie formată din 5 specialiști în domeniul picturii bisericești, în baza unor criterii stabilite de organizatori. Au fost 3 criterii principale: valoarea artistică și tehnică a lucrărilor, încadrarea tematică și hermeneutica liturgică a lucrărilor. Am remarcat faptul că de la an la an sunt lucrări din ce în ce mai bune. Jurizarea a fost destul de dificil de făcut și au atins obiectivul propus de Comisia de Pictură Bisericească, acela la familii ortodoxe reprezentate din icoana românească. Câștigătorii de la cele 3 secțiuni vor primi premii în bani, iar cele mai bune lucrări vor fi expuse în cadrul unei expoziții în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei. Concurenții care obțin un loc pe podium 3 ani consecutivi vor fi autorizați ca iconari de către Comisia de Pictură Bisericească, fără să mai efectueze perioada de practică.